Știți foarte bine că până acum am convins cam pe toată lumea să nu mai intre pe TikTok. Bine, n-am convins pe nimeni, dar măcar ne distrăm, știți ce zic? În episodul de astăzi n-avem doar un invitat, ci doi și ca de fiecare dată ne-am cringuit, am râs și ne-am și speriat. De ce faci chestia asta, bro? Vețen, suntem aici cu două meu favorit din trap, Marco și Bacovia. Sau invers, am greșit, nu? Indiferent. Bine, asta zic. Și trebuie să-i convingem să nu mai intre pe TikTok. Bineînțeles că nu o să reușesc, dar știți cum e. Așa, de emisiunii, să zic așa. Hai că e emisiune. Eu nu stau așa mult pe TikTok. La modul nu sunt din ăla care să... Dar am văzut că faci content, adică îți place. Content, da, content. Păi da, și piesele zbubui acolo. Da, asta zic. Stau și meditez. Pe noi ca artiști ne ajută mult. S-am bubuit expunere mai mare. Asta la zic, lansare, la piesă. Doamne ajută, bro, păi să vă ajută de piese. Pe noi ne ajută TikTok-ul, zici? Mm-hmm. Păi tot așa, vizibilitate mai mult. Atât, expunere. Bun, hai să începem cu TikTok-urile, ia să vedem ce am eu pe aici. Nu vrea să mergem cu mașina. Ne pese un șobolan. Și tot inima vine că și pe el așteaptă cineva acasă. Bro, eu nu vreau să par de tip sau ceva, dar de fiecare dată când văd și un bolan pe internet, îl mă pe Cătălin Tare, tu ca bro, eu am o fobie de șobolani. Întrebarea mea e ce șobolan așteaptă al șobolanii? Ei știu să se aștepte și face de mâncare? Și acum POV pe șobolan făcând mâncare și unde o fi Marcele, ești nebun, e pe drum? Șobolanii sunt homeless, gen, nu? Bă, da! Ai cuibul lor, nu? Șobolani, ca și porubei, ca și orice, știi? Da, nu știu. Nu sunt homeless. Ce-ar trebui să zic? Probabil are fam, dar nu știu dacă l-așteaptă cineva. Bro, uite comentariul, era fostul meu, stai liniște, nu-i nimic. Wow. Da, era 6ix9ine. Eu care muream de foame că n-am mai ajuns la tatui acasă. Da, da, e okay. E forță, am început bine, ce poți să zici? Ți-a zis Laurențiu ăsta, n-am murit, dar mă doare spatele. Laurențiu! 800 de oameni sunt cu Laurențiu. Oriu! Top. Genial. Mamă, știu pe ăsta. Oh my god! Bă, bro, adică eram două picioare. Ăsta, nu? Da. Da, și-a deschis ușa, eu cred că e un... S-a uitat și-a închis ușa. Bă, da, voi știți care e faza cu skinwalker-ul ăștia? Da. Nu, care e faza? Tu știi care e faza? Deci sunt creaturi de-astea de iau forme, gen, știi? Da, și poate să ia și formă de om și de animal, da, nu? Da, da, adică poate să meargă în două picioare prin casă, gen? Da. Și de-aia, gen, când se comportă un câine ciudat sau așa, zic ăștia că e skinwalker. Ah, wow, nu știam așa. Bă, frate, îți dau altă părere, eu cred că animalele evoluează așa. Bă, cum ar fi de fapt, ascultă-mă, câinii ăștia să se dezvolte în viitor și să ajungă și să se ducă spre o ramură de asta, nu oameni, dar tot așa, să aibă conștiință, să fie Anubis, altă gen. Specie. Da, exact. Da. Cine nu, cred că ne-am văzut foarte, frate. Sunt de părere că evoluează animalele, gen, că nu știu, acum sunt și foarte multe video, nu vezi că se înțeleg stăpânii cumva cu câinii, gen, cu astea, parcă devin mai... Bă, mai străluciți, cred că devin. Bă, e normal, bă, nu adică știu, evoluție. Mereu când am încercat să vorbesc cu un câine, nu m-a înțeles. Păi nu, da. Nu, că câine e foarte înțelegător, nu știu, cu ce câine. Bă, frate, să uit așa la mine și gen, e dulce, îl iubesc, dar nu mă înțelege, mă, frate. Bă, depinde de rasă. Și asta e adevărat, și depinde și cum crești cu el. Păi zic, uite, de exemplu, de ce spun? Pentru că, fii atent. Există mai multe specii de maimuțe, dar doar una a evoluat în om, adică orangutanul, dacă vorbești cu un orangutan, poate nu o să... Orangutanul nu că e deștept, dar maimuțe sau cimpanzei, așa, mai prostuți așa ca idee față de alte specii de maimuțe. Bă, eu nu le-am cu și la asta am o teorie, să mă rog, cred că toate maimuțele au evoluat cumva, pentru că, uite-te atent la oameni, poți păi să vezi evoluat, cimpanzei, dar nu au evoluat în oameni. Bă, adică vrei să zici că tu ești făcut dintr-o maimuță și eu pot să fiu din altă maimuță? Da, why not? Iar ne ducem, bă, că sunt cu Marco, ne ducem în din astea. Da. Dar ne place mult să intrăm în filme de asta. You make a joke about you. But you have a sensitive ai uitat că eu you bunnies. Asta și se supără. Da. Fetele, ne face o glumă și se supără. Da, le iubim, dar se supără repede. Ia uzi. Când iese, cu așteptăm viața mea. Nu știu, frate, vrei să te mii? Nu știu. Bine, poate, cum ar fi vlogul ăsta să apară după. Și noi să fim aici, când iese, frate, piesa. Cum ar fi să iasă piesa, să pui asta și să ții strike de la mine. Bro. Ieși afară. Băi, altceva, băi, e genial.
Viața noastră. Oricum arată bine. Da, da. Hai, stă bine, stă bine. Bro, nu știu, Marco Glass. Marco înainte să se apuce de sală. Ai păr pe pie, mă? Mor, nu am zis. Imogen e un bărbat adevărat, eu știu că doar bărbații adevărați. Imogen e... Ai și burtă. Și burtă, clar, da. Păr pe pie... Am, da. A. Tu n-ai? Nu. Ba da, mă, ai și da, mă, dar am și eu 3 fire, gen, 4 fire. Wow. Deci și uite să mă consider bărbat adevărat. Da, 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 da. Ești bărbat adevărat. Te pup, frate. Te pup. Alfa mail. Ia-te! Mama, acum îl alergă, ești nebun. Și acum râde. Eram sigur. N-am da, bă, știi care e duma, mă, frate, că bă, cât da, de amuzant câteodată sunt sketch-urile astea, realizez că are probleme mentale, mă. Bă, nu, asta voiam să zic acum, are o problemă ceva, nu? Adică, sau face la mișto. Nu, no, n-ai cum, nu, no, dacă face la mișto e un geniu. Și are și, uite-te la forma feței, gen, la el, că are da. Probleme de sănătate, se vede clar. Era geniu dacă făcea asta, era cel mai bun actor. Pistol cu apă, Leonardo DiCaprio, dacă era... Nu vei ști niciodată. Dar e de la noi, din țară? Nu, 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 okay. Nu e din afară. Mazlum, Maze, Mazlum, Baba. Da, tu ai observat că în fiecare țară e câte un din ăsta, mă? Da, frate. Și noi am avut câțiva de-ai noștri. Păi în fiecare țară sunt oameni așa, oameni da, așa, da. Oameni așa, toate categoriile, îți dai seama. Bă, măcar ne amuză oamenii și e tare chestia. Da, normal, știi? Normal. Eu mereu apreciez, frate, în special la români, simțul umorului. Da, eu de-aștia n-aș pleca de aici niciodată. Iubesc la nebunie. Ia pe frate. Bă, tu le-ai văzut pe toate, mă, Marco? Bă, uite, eu stau mult pe TikTok. Așa? Nu, nu, nu chiar așa, dar gen stau, știi, și mai înintre, nu știu. Bun. Bro, n-ai clintit, ești nebun, ești imun. Ai puteri supranaturale. Nici tu nu, nu te-ai speriat. M-am da, am făcut un pic așa, să vezi pe cameră. Okay. Dar de ce faci chestia asta, bro? Nu stai? Păi m-ai speriat, uite cum m-am tine. Și acum, și acum, bagă eu, hai. Bro, dacă de... Ne vedem în instanță. Dacă de sincer. Dar de ce faci de-astea, bro? Zici că era un tată care mă certe, nu? Da, da, bro, mă, nu, glumesc, asta era scopul, gen, să ne sperii care... Tu crezi paranormal? Da. Da? Pe bune? Da. S-a întâmplat vreodată ceva? Tu crezi? Nu? Nu. No. Nici tu? Eu nu, nici nu mă duc, bine nu-mi place să merg. Serios, mă? Alexandra mai mă duce. Băi, mă uit la filme horror și la de-astea, adică mă mai zic. Nu. Sar așa, dar gen... Oricum, te-am văzut că n-ai clintit, bro. Am făcut așa, păi. Păi da, mă, dar un pic de tot, să... dacă-mi făceai așa, eram mă pușat. Una este să sperii instinctul și una este să fii da, speriat. Da, plus că noi, ca oameni, cum să ne naștem cu frica de sunete... De zgomot. De zgomot și de... Nu de moarte. De moarte și de zgomot, nu? Nu, 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 frica de la asta de, nu știu. De zgomot, tenaș și mai era frica de necunoscut, de mă rog. Așa, da. Sau nu mai știu. Da, de zgomot știu că e. Dar zi-mi cu paranormalul, că m-ai băgat într-un subiect interesant. Bă, mie mi s-a întâmplat, am văzut la un moment dat niște fantome pe bune, gen. Mă jur, am povestit asta, uite, uite, râde. Pacea, pacea. Da, nu intrăm în subiect. Ba chiar intrăm în subiect. Să mor eu, bro. Ce fantom ai văzut, mă? Bă, frate, treceam pe lângă un trabant vechi. Și erau efectiv niște oameni prin care puteai să vezi un pic. Și erau cu fața căzută așa un pic. Un trabant? Am văzut într-un trabant foarte vechi, nemișcat de ani de zile acolo. Când a s-a întâmplat asta? Fix înainte de prima zi din clasa 8. Bă, poate ai eu second sight, știi? Gen de văd astea. De atunci n-am mai văzut nimic, să știi. De atunci n-am mai văzut nimic. Deci, poate a fost okay. Hai să o luăm așa, logic. Cum o văd eu, ai văzut niște fantome, să zice, da, mintea, da, ta, adică mintea ta, adică mintea ta, adică imaginea, bun, s-a părut extraordinar de real. Ce ai făcut după aia? Am fugit acasă. Ok, fugit. Și după aia ce ai făcut? Le-am povestit la tovarăși, la părinți, părinții nu m-au crezut, tovarășii m-au crezut, gen. Ok, da. Dar tu cu tine, în legătură cu asta, ai mai încercat să investighezi? No, no, nu, nu. Ah, okay. Nu, practic s-a întâmplat și asta e, s-a întâmplat, okay. Știi? Că, de ce întreb asta? Că uite, de exemplu, eu personal, dacă ar fi ceva să văd ceva ce... Până atunci credeai în fantome? Bă... Sau ți s-a întâmplat așa, random, cum ar fi? Random, adică... nu credeam, dar mai vorbeam de... mai deschideam subiecte de-astea, gen, știi? Dar nu credeam. Da, nu știu, adică că mi se pare că dacă mi s-ar întâmpla ceva foarte paranormal la care n-aș putea găsi explicație, oricât m-aș chinui, cred că mi-aș dedica viața să caut explicația. A, nu, frate, nu, eu n-am de-astea. Dacă... Că paranormalul. Da, mă, glumesc, mă, hai. Da, mă, da. Noi nu credem în fantome, dar... Pero si yo lo vi. Mati. Se vede ceva în întuneric, mă, acolo? Pero no lo vi.
Da, e un om. Uite, 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 s-a văzut acolo. Asta e din aia, te-a văzut cu căști. Da, n-ai da, cum da, să da, ne da, da. Telefon dimineața, se face așa, știi, să-ți arăt telefonul. Se scadă telefonul. E cam pe buză aici. Știi Maze? Făcea așa? Da, da, bro, da, la Maze a fost primul meu jumpscare pe care l-am simțit în tot, aveam 7 ani. Maze am sărit la mama în braț. Mai era un link de la cu Jeff the Killer, dacă știi. Bă, la nu-l știu. Mamă, și ăla m-a... Da, eram mic rău, da, dar mă distrus, aveam boxe de la Maxim și am gata, am zis nu mai... Mamă, și eu aveam sunetul tare. Alea chiar au fost tare. Da. Și eu tot la boxe m-am luat și ca Maze. Atunci nu știam ce s-a alea căști. Nu! Bă, ești nebun la cap. Mă, dar din de mare... Dar nu-mi dau seama, merge... Se duce și-l dă înapoi acum, păi. Așa merge, așa funcționează? Nu! Nu, dar așa i s-a întâmplat lui. Ești, nu mori? Nu mori. Mamă, bro. Păi și prigi acum, respiră! Stai sub apă. Nu-și mai dă seama că... Nu-și mai dă seama în ce parte trebuie să mă rămân. Bro, nu mă dau din asta niciodată. Ba da. Tu-ți dai seama, bro, da, să rămâi blocat da, acolo? Bro, ești nebun? Te duci, mă, cumva, te împingi și am tu... Am văzut cum s-a dus. Pe, faza, e, faza e din cauza camerei, că e extrem de wide. Noi credem că e ori în jos, ori în sus, dar de fapt cred că era ceva drept, doar că nu-și mai dădea el seama ce poate să ia. Știi? Pe bun, stai un pic, nu te împinge apa, presiunea? Normal, ba da. Păi și cum a rămas blocat? Nu știu, nu știu. Că asta mi se pare, că dacă... Îți dai seama de unde vine apa, că apa de obicei vine de sus. Da. La un moment dat, da, da, după vreo jumătate de oră. De ce trebuie să... A, vine pe rând jeturi? Nu, apa aia curge non-stop. Curge non-stop. Deci tu ești sub apă în tot procesul ăsta, nu? Nu ești sub apă. Nu, e un pic de apă cât s-a lunești. Nu te-ai dat niciodată un topogan de ăsta, mă? Nu, am avut o copilărie. Aia, te duc la acolo. Stai un pic. Deci el în momentul ăla când intră în aia, nu e apă full? Nu. Deci poate respira acolo. Da. Aia doar a rămas blocat și putea să vină altul să lovească. Da. Da, nu, eu credeam că... Gâdile la plămâne, așa. Ai, eu crezut că a rămas sub apă fără aer, mă. Credeam că intri pe sub apă. Nu. Uite, bro, iar skinwalker aici, cred. Nu cred. De ce n-am? Stan! Vede, sunt efectiv două mâini. Vezi că... Da, go! Da, dar e o ființă umană, mă. What are you? Păi nu, că nu se vede practic corpul, se văd doar mâini, vezi? Și aprinde lumina așa cum a dispărut. Ne, explica asta. Asta e adevărat, eu am filmat-o. Bă, dacă e nevoie de aici, e adevărată? Nu știu, bro, nu știu. Ce zici, mă, Morgă, adevărată chestia asta? A luat, deci a bătut acolo cu mâinile și după a luat forma unei gâze și a intrat de fapt în casă, că de aia nu trebuia să deschizi ușa, că dacă ți intră gâza în casă și ți intră skinwalker-ul și după skinwalker-ul ți omoară câinele și după ce ți omoară câinele a forma câinelui, înțelegi? Mamă, da. Și te omoară pe tine, frate. Hai să facem un joc. Deci a plecat totul de la o muscă. Sau de la ce ai zis? De la cum? Pe la poate să ia orice formă, frate, ești nebun. Stau și dai. Bă, ce, bă, ochi, bă, bucet, bucet. Ce? Eu chiar sunt prost, crezi că e o rasă de câine, bro. Skinwalker-ul? Da, bro. Să mă bată mama. Wow. O să râdești pe TikTok de mine, să mor. Top, da. Nu râde mă nimeni de tine, suntem dulci aici. Întrebare de 1.000.000 de unde e chiloziune? Bro, a fost vreun TikTok pe care nu știu. Nu, dar știu sunetele. Ok. Bă, nu, chiar nu mama, stau așa zeu de mult TikTok-ului, pe TikTok. Bro, Marco. Bă, chiar nu stau așa de mult pe TikTok. Da, mă, dar de-aia le știi pe toate. Da, păi... Ia să le facem, mă. Bă, eu... Oricum, ai zis Marco că dacă dați... Ai zis Marco că dacă dați like, își dă masca jos. Da, așa da, și înainte. Și la și două... subscribe. Atenție, la 2 milioane jumate de subscriber face piesă cu smiley. Nu, dar fără Caterinca, trebuie să scoateți Meditez remix, nu? Da. Când? Urmează, stați aproape 25 august. De forță. Să sperăm că era mișto? Fără mișto, 25 august. Stau și meditez. Am meditez. De-aia venim la tine, frate, ne faci reclamă. Că în ceată n-am știut. Stau și meditez. Cum? Cioate lezionez după da, fi. Cioate lezionez. Da. Cioate, nu? E la singular. Cioate. S-au scris ăștia cioate. Am zis că merg. Știi ca la Savana, că zic fumez Havana, dar de fapt titlul e Savana și toată lumea știe de Savana, dar de fapt zic... Tu zici fume Savana? Da. Aaaa. Ce? Da. Eu deja sunt... Pentru că B2 se cheamă Havana. Știu, dar nu cânti. Ba da, zic fumez Havana și se aude Savana.
Cafeaua e americană. Încă după 3 ani de business cu Marco, îmi poți vezi. Jonglez ca KPB. Da, nu mai zic nimic. Niște chestii inside, da. Ah, cool, 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 a spus-o dintre zon. Wow! Bă, bro, dar cum e posibil? Edit, edit. Edit, da, dar cum mă la nivelul ăsta aici? Mă, nu cred că e foarte greu. Apă mare. Eu cu Marco. Apă mare. În Anglia. Trebuie să respecti. Bro, uite-l, uite-l pe viața mea în spate. A făcut down. Nu se poate, bro, e viața mea asta din spate. Battle Zero Chronicles aici. Vezi că e tare, le-aș face promo. De aici plec, bă, de aici pleacă visele. Da. Bă, oricum, tare. Bă, da, îți dai seama peste... Bro, ăla cred că are 4 ani. Da, da, da. Îți dai seama peste vreo 10 ani când o să uită la asta, o să cadă pe jos de râs, ești nebun. Tu la școală când vine coleg. Cât țineai de punga de cine așa, așa, așa vezi, să poate. Are gumă, hoțul! Da. Da. Oh, Toto, să-mi dă te ubiem. Eto doble. Opa. Opa. Bro, a fost cu presiune și ne pun la... Zici că suntem părâți de azi pe Facebook, nu de la mășini. Mă, bro, nu se poate. Wow. Poate că nu te aștepți, mă. Da, nu aștept la asta. Toate astea sunt adevărate, mă? De ce n-ar fi? De ce n-ar fi? Ea cumva acolo încearcă să își înfigă acum, gen, să ia, da, mă, știi, da, ce zic? Și ei au pus piesă. Muzica, da. Oricum, bun dans. Băi, adevărat. Ce-a zis, this for you? Da, nu mai zic nimic. Da, 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 da. Am venit, bună ziua, mulțumesc, am plecat. Hagi, legendă, n-ai incredibil, da, da. Cam așa e în sesiune. Practicatul îi face Champions League Auckland. Uitați-vă pe Auckland. Top. Incredibil. Se poate, bro, Godzilla în viața reală, ești nebun la cap, oh, incredibil. Păi că aș mânca așa un, da, pic. Da, wow, ce rețetă. Bă, dar vrei să vă zic ceva? Petrecerile astea care se duce, înainte să deau multe din astea, să-mi iau chefuri, știi? Da, chefuri, da, 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 sau bairam. Pe lângă faptul că multe bătăi și multe câmpenii, da, 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 sări din... Se distra lumea mult mai mult ca... Bro, da. Da, așa e. Dar și își dădeau cu țuică, nu cu calitate de băutură, cu mizerii de astea. Bă, dai seama că l-ai trotilat. Bă, țuica aia făcută de ei mi se pare mai bună decât unele... Frate, da, clar, știi? Da, da, aia zic, dar e mult mai puternică și... Da, 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 da. Știi, că una e să o dai cu vin de țară și una cu vin din market. Da, exact, exact. Da, de-aia făceam așa. Bă, până la urmă... Mi-e dor de cum vi s-a părut TikTok-ul? Renunțăm la el sau? La ce? Cu skinwalker, la... cu d-astea? Bă, la ce ai tu, la ce dai tu like-ul sau la ce ne-ai prezentat? Da, n-aș mai intra o săptămână. Serios, bro? Bro, am fost să fac rase de câini de aia care ești găini. Nu fac câini și găini după rase. Oricum Marco știa tot ce i-am arătat. Nu, Marco nu renunț. Nu, frate, de ce să renunț? TikTok-ul este o platformă bună. Nu! Marketing tool. Dacă mie îmi place TikTok-ul. Mie îmi place TikTok-ul. Dacă ar fi de acum încolo să ai feed-ul lui, adică ce ți-a plăcut acum? Nu, nu. Serios, bro? Dar chiar așa nu v-a plăcut azi? Nu v-a simțit? Ba da, nu, că nu m-aș zis. Urăți, plec, plec, dați voi outro. A fost de ceva bun. Nu, mi-a plăcut doar că dacă ar fi zi de zi să trăiesc momentul de aici, no, la modul nefilmat, eu singur, că tu ce ai văzut, nu. Nu prea. Nu, dar e bine, că ăsta e TikTok-ul tău, să ai dat tu intenționat like-uri la unele mai... Eu dau like-uri la ce-mi place mie, gen, la ce cred eu că... Ia și no, place, ce, la ce te uiți pe TikTok. Bă, nu, că ăsta e amuzat, bă. Ăsta, da, nu, da, eu dau like la ce cred eu că ar fi bombă pentru clip. Ah, ok, zic? Da, da, a fost bombă. A fost bombă. Dețe, nu uitați de like, subscribe acolo, comentariu dacă vreți, follow Marco și Bacovia pe social-uri, aveți link în descriere și noi pe data viitoare vă pup și aveți grijă de voi. Pa, pa!